S-a mai băgat un event cu UEFA Champions League pe FIFA Mobile, cred că deja este al treilea sau al patrulea event dedicat acestei competiții de la varianta actuală de joc, nu mai știu, dar ăsta este un event din ăsta secundar, mai scurt, va dura doar două săptămâni și nu are cine știe ce chestii pe aici. Intrăm în detalii, explicăm ce se poate face, ce merită de făcut, ce nu merită de făcut de pe aici și, și toate cele datoria voastră. De cetățeni ai acestui canal este să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă cumva n-ați făcut-o. Nu știți că e crimă să nu te abonezi la canalul ăsta unde efectiv în timp ce filmează îi se blochează tot jocul. Ce i fa asta? Ăștia sunt jucătorii noi care s-au băgat la eventul respectiv, sunt 11 la număr. Cum zice și titlul acestui eveniment, UCL Best 11, ăștia sunt cei mai buni 11 jucători din UEFA Champions League în sezonul ăsta, care a fost 2022-2023, cei mai buni dintre cei mai buni și mă bucur că le-au dat și over-uri destul de mari, adică la nivel de overall sunt similare cu cardurile de la Ultimate Team of the Season, nu? De-am avut noi o o istorie frumoasă recent cu aceste carduri minunate. Îl avem pe Haaland care arată evident demențial, similar, mi se pare că tot finishing are și cardul său Ultimate Team of the Season, deci e cam o clona acelui card să spunem în mare parte. Uh, De Bruin la fel, senzațional, 5 cu 5, Vision ca skill boost. Bomboniță, n-ai ce să-i ceri La Vinicius puțin mai aiurea că i-au dat speed ca skill boost Și nu agility sau ball control Dar uh, oricum, e un card de 114 ovare cu niște stețuri colosale. Nimeni nu se va plânge dacă îl va, va prinde pe acest Vinicius de undeva. Walker ăsta îmi place foarte mult. 114 acolo cu pace pe right e demențial. Absolut demențial. Acum probabil toată lumea ar putea să-l facă pe caful la gratis pe right dar tot după 2-3 săptămâni. Dar uite-l pe ăsta. Cum arată, poate chiar să fie mai bun decât acel cafu, sincer pe poziția de right back, nu știu, nu știu, nu știu, la nivel de stats cel puțin pare puțin cel mai bunicel la unele capitole, dar acum știi că e una ce scrie acolo pe card la nivel de stats uneori și e poate să fie cu totul altceva cum se mișcă cardul respectiv în joc. În primul rând îl avem pe domnul Bernardo Silva de pe right winger la UCL Best 11 PES. Cum să nu bage ei și un pes, dar ceea ce este tare este că au băgat acest pes să coste 1000 de FIFA Points și nu l-au băgat cu cash. Ceea ce înseamnă că o să cumpăr pesul acesta direct. Pentru că îl vreau pe acel domnă Bernardo Silva, nu cred că o să-l joc, ci o să îl vând pentru că presupun că va fi tradable. Cei drept arată, arată că e în tradable aici, la PES, dar cred că e o greșeală sau ceva și cu Nedved a fost aceeași schemă, știți, de la Star Pass ul actual încă din joc. Că era inițial în tradable și după au schimbat să fie tradable totuși. Dacă cumperi pass-ul, cam ar fi logica acel card cel mai bun de ei acolo să fie, să-l poți să-l vinzi pe market, să faci ce naiba vrei tu cu el. Dacă bagi și cash -ul. Dar vezi că Star Pass ul îl cumperi cu cash. Dar ăsta îl cumperi cu FIFA Points. Poate au decis totuși ca toate pesurile pe care le cumperi cu bani efectiv să Iei cardul tradable de acolo, iar pesul de, pesurile de la ei cu FIFA Points să fie untradable, cu toate că și acești FIFA Points tot îi iei cu cash, deci nu înțeleg care ar fi logica, sper să se rezolve și acest card să fie la fel tradable la final, altfel, altfel mă supăr. Fac urât, dar are un card bun acest Bernardo Silva pe right winger. Și mi-amintesc și pe live-urile cu review-uri când ne uitam la oameni să le dăm ceva opțiuni pe right winger, nu sunt atât de multe opțiuni cu o vreme mare și relativ ieftine. Ăsta presupun că va fi o astfel de opțiune, pentru că acolo deja e ceva la 115, acel Messi Ultimate Team of the Season e Salah Ultimate Team of the Season de 114, dar ăia sunt extrem de scumpi în categoria asta de 114-115 over. -end. Iar acest card, dacă se poate lua de la acest PES, presupun că mulți o să dea 1000 de FIFA Points ca să îl deblocheze și dacă va fi tradable, cum presupun eu că va fi, atunci mulți îl vor pune pe market, prețul va fi mix spre prețul minim al unui card de 114 și va fi o variantă așa mai affordable să spunem pentru poziția de right winger acest domn Bernardo Silva. Hai că am stat și am vorbit o grămadă, deci 1000 de FIFA points ăsta costă, 250 de FIFA points o să-mi iau înapoi. Deci 750.000 de, FIFA points, să spunem. 750.000, 750 de FIFA points, să spunem că am dat pe acest PES. Și uite că o să am și 1000 de gemuri pe aici. Sunt și ceva resurse, un 15 milioane de coins. Ok. Ceea ce este super tare la acest event este că toată lumea poate să facă gratis un card de 113 over pe acest Bastoni de 113 după cum am zis pe poziția de central back care chiar arată foarte bine are tackling ca skill boost iarăși cel mai bun skill boost pentru un fundaș central 154 acolo defensiv 138 physical ceea ce ne interesează super mult eu fiind mai moftros acolo la capitolul pace aș dori ca un fundaș central de calibrul ăsta 112-113 pe să aibă măcar peste 120 pace Ăsta nu bifează această, acest aspect, dar oricum, oricum e bine și costă 18 acolo. Mai primește ceva accelerație din contul de la skill Boost, deci e bine, e bine, e bine. Dă la cap destul de bine acolo cu 148 e și înalt, 1,90 m, work rate high pe defensive, foarte, foarte frumos acest dom bastonii deci cred că s-ar putea regăsi în echipele multora, nu? Probabil dacă se poate face gratis, mulți ar dori să îl deblocheze de la aceste questuri. Dar discutăm imediat despre cât de ușor sau neușor este să-l faceți pe acest Dom Bastoni. Am eu o problemă cu acele questuri, o să vă arăt imediat. De asemenea avem și două exchange-uri pentru niște carduri care nu sunt noi de la acest event. Grilly și Ederson, aceste două carduri au fost la eventul recent cu UEFA Champions League. Au fost carduri din alea speciale RTTF, care au crescut uite Ederson de la 109 la 112 over, iar Grilish de la 107 la 110. Un card bun și pentru Grilish și pentru Ederson, cel puțin așa pe hârtie la nivel de stats, mai puțin la Grilish nu-mi place acel weak foot de 3. Dar în rest arată foarte echilibrat la nivel de stats, agility ca skill boost, frumos pentru un left winger, Ederson la fel. Reflexe ca skill boost, stats insane, era și destul de înalt, 1,88m, Uh, L-am laudat de foarte multe ori pe acest Ederson. Ziceam că are un card senzațional și... și da, și crescut în overe de la 109 cât avea, dar mulți mi-au zis că au cumpărat acest card sau au făcut cumva roz de el și l-au băgat la echipă și nu prea a mișcat, nu prea a ținut de stețurile pe care le -a avea, deci uh, da, oarecum nu prea are review-uri pozitive în comunitatea noastră acest card de la oamenii care, care au jucat cardul respectiv, deci nu știu ce să zic, dacă merită sau nu să-l faceți, plus că e destul de scumpicel, vedeți, un card de 111 plus... 2 de 110 plus. în general nu prea vă recomand să faceți aceste exchange de la eventurile astea secundare care se bagă în ultima perioadă pentru că luați carduri untradeable, vă blocați oarecum resursele, după ce jucați cardurile pe care le luați de aici 2, 3, 4 săptămâni, nu știu, nu mai puteți scăpa de ele pe market să, să le vindeți ca să vă recuperați resursele băgate și din cauza asta nu vă recomand de obicei să faceți aceste exchange -uri. Acum cea mai importantă parte poate a acestui event pentru majoritatea jucătorilor acest domn bastonii care se poate face gratis de la questuri. Foarte frumos, avem destul de multe questuri, 17 de făcut, avem însă 14 zile, două săptămâni după cum am zis ca să le facem pe toate, deci nu este grabă. Acum, care sunt questurile mai problematice? Probabil mai problematice ar fi ăsta, ultimul, că trebuie să iei de 11 ori pachetul ăla gratis de pe store de la secțiunea cu cele best 11 sau cum se numește eventul ăsta, parcă așa, da? Deci nu trebuie să cumperi pachetul cu gemuri sau cu FIFA Points și la gratis. Trebuie în fiecare zi să intri timp de 11 zile ca să deschizi acel pachetel. Deci dacă cumva mai multe zile nu intri pe joc și nu deschizi acel pachetel și respectiv nu faci acest quest, deja nu mai apuci să iei caldul respectiv. Deci să fiți atenți, să intrați în fiecare zi și să deschideți acel pachetel. Aveți 14 zile la dispoziție, puteți să fentați 2-3 zile, gen să nu intrați și să luați și oricum la finalul zilei să completați acest quest, dar da, să fiți atenți la capitolul acesta. Dar există câteva questuri Uh, unde aveți nevoie de 6 jucători de la Manchester City în uh, line-up-ul vostru ca să le completați Și poate ați spune bă nu e problemă mare și ce e aici, 20 de meciuri să câștigi contra emulatorului Joci acolo la League Tour, la uh, Daily Training erau meciuri, la Heroes Journey erau meciuri și joci contra botului Și tot așa la Division Rivals dai acolo meciuri cu jucătorii ăștia și easy se completează quest -ul. Doar că există o mică problemă cu care m-am confruntat și eu. Aveam în clubul meu doar 4 carduri de la Manchester City, pe care să le bag acolo în primul 11 și m-am dus frumos pe market. Am dat search aici să văd, să cumpăr încă două carduri, nu ca să le pun în primul 11, că vreau și eu să fac acest card al lui Bastoni și să, să completez toate questurile, nu-i așa? Totul bine frumos, am dat search și ce să vezi acilea? Dacă nu ne uităm la cardurile astea care sunt la prețuri colosale, și ne uităm așa la ceva mai pământesc Sub 100 de milioane măcar să luăm Nimica nu prea se poate lua Uite încă pe ăsta mai ei Că sunt puține oferte și aici la fel Dar dacă vă uitați deja mai jos La un de exemplu 200 de oferte La Haaland ăsta 100 și oferte Oricare card luați de pe aici Totul este pe roșu Și deja sunt 100 de oferte ca să se cumpere Și poate v-ați gândi Bă totuși sunt carduri poate mai mici în OVR unde nu există problema asta, dar nu. Am verificat eu, la toate e aceeași problemă. Și dacă dăm aici și după OVR să vedem cardurile alea super, super mici, am pus maxim să-mi să dea 90 OVR, deci aceeași chestie. Și alea carduri normale de Elite, de Gold, de Silver, de bronz, toate, vedeți, sunt la 100 de oferte pe market ca să, să gen, să se cumpere. Deci nu prea puteți să faceți rost de cardurile de la Manchester City pe market și dacă nu aveți șase la club ca să le băgați în primul 11 și să faceți aceste questuri, cam uh, ghinion băieții, nu prea puteți să faceți rost de acel bastoni. Cam nasol. Din partea celor de la ei, nu știu, nu s-au gândit la treaba asta că vor fi atâtea oferte la toate aceste carduri. Absolut insane, dar eu am făcut rost la finalul zilei de încă două carduri, doar că a trebuit cam să-mi dau un ficat pentru asta. L-am luat pe de Debruin la 363 de milioane de coins și pe Grilish ăsta la 81 de milioane de coins. Uh, Mi-am asumat asta că o să mai perceva ceva coins acolo așa intermediar la taxa aia de 10%, dar presupun că după ce îmi fac treaba și fac toate questurile relativ o să se mențină același preț la aceste carduri. Vedeți, la acest De Bruin, da, e acolo între 370 de milioane și 390, nu prea sunt oferte nici de cumpărare, nici de vânzare. La Grilish ce spune? Uh, Grilish, ia vezi, deja sunt foarte multe oferte să îl cumpere lumea, văd la 79 de milioane, dar nu la prețul maxim, la de 84. Deci vedem, vedem, vedem ce și cum se va mai întâmpla și cu prețul său, dar presupun că tot pe la același prețuri aproximativ o să-i vând după pierd acolo câteva zeci de milioane poate din cauza taxei, dar am nevoie de treaba asta, vreau să-l fac pe acel baston gratis, plus că eu am cumpărat și pesul de la acest UCL Best 11 și ca să completez și pesul respectiv, de asemenea am nevoie să fac aceste questuri, vezi, ca să iau Best 11 credits și să ajung la final de event, să-l pot lua și pe acel Bernardo Silva, deci... A fost nevoie să fac această achiziție, puțin mai nebunatic așa. Asta este echipa pe care mi-am setat-o aparent cu carduri de la City. Așa, Gundogan, o să stai puțin așa pe... Așa. Bam, 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 dăm aici swap cu domnul de Bruin. și îl băgăm și pe Grilish în primul 11 ca să avem full echipa setată. Pentru questuri. Deci acum ar trebui să am 6. Gundogan 1, Bernardo Silva 2, De Bruin 3, Marez 4, Haaland 5 și Grilish 6. 6 carduri acolo frumos. Acum o să-mi las doar echipa asta setată și pentru mai multe zile de acum încolo, ca oriunde a juca și pentru questurile zilnice și whatever să se pună totul automat și la questurile astea de pe aici. Deci, da, da, destul de simplu. Acum, dacă am 6 jucători de la City, treaba devine super, super simplă ca să fac acele questuri. Am zis problema poate și la dumneavoastră va fi, dacă cumva nu aveți. 6 carduri de la Manchester City și cumva să faceți rost de ele de pe market, e greu, e greu, e greu, e greu și în astfel de condiții n-ați putea să faceți rost de domnul Bastoni la final de event, dar dacă aveți 6 carduri neapărat faceți toate, toate questurile, nu sunt atât de grele, intrați zilnic neapărat pentru questul ăla de a lua 11 pachete gratis de pe market să vă și arăt unde dacă cumva cineva nu știe, de treaba asta Aici pe market, pe store, la UCL Best Eleven, Aveți acel pachet gratis, eu deja l-am luat astăzi Și trebuie să-l luați de 11 ori Ce să zic despre acest event? Tare că avem încă câteva carduri acolo interesante Multe similare ca și alea de la Ultimate Team of the Season La nivel de ratinguri și așa mai departe Big thumbs up că ne dau oportunitatea să facem un card gratis pe acel bastoni de 113 OVR. Dar am zis, mai e problematic că nu prea îl va putea face toată lumea dacă cumva nu are acele șase carduri de la City la club, pentru că de pe market e greu, e greu să dai de ele. Și foarte important, vreau să văd până la final dacă acel Bernardo Silva de la PES va fi tradable, pentru că dacă nu va fi tradable, puțin o să-mi regret decizia asta că am luat PES-ul chiar dacă pe, pentru doar 1000 de FIFA points că nu prea am nevoie de el, îl am pe Salah, Ultimate Team of the Season acolo, deci sper să fie tradable și să pot face ceva și de pe urma acestui card, altfel fac urât. Nu uitați de like, subscribe, scrieți în comentarii ce părere aveți despre acest mini event, iarăși cu cele băgat în joc, noi ne auzim data viitoare, bye bye!